acum pe actuali, nici mai știu, n-am glas acolo. În loc pe actualii noștri colaboratori ai ziarului, te-am lansat la urmă chis cei mei dragi. Vreau să fac și eu să am o fotografie cu ei împreună aici pe scenă. Ei nu o să vorbească, o să vorbesc tot eu o frază, o să spun, dar să inviteți voi împreună aici. Lipsește doar doamna contabilă care e bolnavă, restul, toată redacția Zorii Mărgurii. Poftiți! Doamna Maria Toacă, o știți. Domnișoara Diana Toma T. Anait, care nu știe. Dan Zegrea, printre alte, Dan este unul din membrii unei dinastii, din Zoriști. A lucrat răpăsata Nița Zegrea, a lucrat la Zorele, ați auzit azi. Domnul Elie Zegrea, tatăl, doamna Felicia Nichita Toma. Nu știu cine e, înseamnă lea cu noi, neam, parcă. Și doamna Aurica Caraoș. Eu, știți ce vă doresc tuturor? Spun o unică frază. Unică frază. Eu vă doresc tuturor să aveți așa un colectiv. Mai mult nu vă doresc nimic. Noi cu doamna Maria, cu Felicia, cu toți, cu Aurica, cu Dan, cu Diana și cu Aurica, suntem un colectiv mic. Știm ce dorim și cum reușim asta de acum dumneavoastră să judecăm de la munca noastră, să apărăm din identitatea, limba. Nu ne dăm într-o parte și nu o să ne dăm. Orice portul nu o să fie, ele o să fie, noi știm, dar fără greutăți nu există și izbânzi la urmă. Vă mulțumim!